Bună ziua! Pentru că nu avem și o motivare deocamdată, domnule ministru, dați-ne niște detalii. De ce România nu a reușit să convingă Comisia Europeană cu acest program, cu acest proiect atât de important? Ne uitam, 4-5% din PIB în anii buni, cu vreme bună, agricultura. Da, trebuie spus că tot anul trecut am vorbit despre nevoia ca România să aibă o strategie de gestionare a apei pe care va trebui să o finanțăm în continuare. Pentru că în zona Mării Negre, ceea ce înseamnă pentru noi Dobrogea, sudul Moldovei și nord-estul Olteniei, în ultimii 42 de ani se înregistrează o scădere a rezervei de apă din sol, indiferent de regimul precipitațiilor. Iar odată la 4-5 ani sunt fenomene de secetă destul de drastică, cum a fost cea de anul trecut, iar fermierii înregistrează pierderi masive. Anul trecut au fost calamitate aproximativ 2,1 milioane hectare de culturi. Atât cele însămânțate în toamna lui 2019, dar și cele însămânțate în primăvara lui 2020. De aceea, anul trecut, când a apărut ideea PNRR-ului, am găsit oportun să finanțăm din Programul Național de Reziliență și Relansare această mare nevoie. Pentru că în ultimii ani s-au alocat resurse total insuficiente pentru a face ceva. Și vă dau un exemplu. Perioada 2017-2019 s-au investit aproximativ 176 de milioane de lei anual. Anul trecut am pus ceva mai mulți bani, 300 de milioane, anul acesta 300 de milioane lei, dar repet, total insuficient pentru a grăbi acest proces de reabilitare a infrastructurii principale, care deservea cândva 3 milioane de hectare, iar acum avem o suprafață irigabilă real de 500-520 de mii de hectare. Și atunci am venit cu această idee. Cei de la Comisie au spus anul trecut, în noiembrie, când am trimis primul draft, și acesta a fost analizat de către European Institute of Public Administration, că este cel mai verde draft. România avea 64,8% verde în draftul de proiect PNRR trimis, care conținea 6,5 miliarde euro, tot ceea ce înseamnă infrastructură de gestionare a apei. Și aici nu ne referim doar la irigații, desecare, drenaj, combaterea eroziunii solului, prevenirea deșertificării, sistemul antigrindină și creșterea precipitațiilor. Am tratat unitar această problemă a apei, care credem noi că este o problemă importantă și strategică, apa fiind o resursă naturală, dar se pare că uneori, în unele zone, epuizabilă. Anul acesta, când s-au regândit modalitățile de analiză a drafturilor trimise de către țările membre, nouă ni s-a spus că nu au fost acceptate irigațiile, doar partea de desecare-drenaj. Deci avem 236 de milioane de euro, bani pentru componenta de desecare-drenaj. Componenta de irigații nu a fost admisă de către Comisie pentru că nu era considerată suficient de verde. Eu continui să spun că era suficient de verde pentru că în decembrie era foarte verde. Mai mult, noi am venit cu o soluție inovativă. Puteam să, și vom putea să facem, să producem o energie verde în cantitate foarte mare și foarte ieftină, utilizând suprafața imensă care se găsește deasupra canalului. Aici e o ruptură. Deci la un moment dat ați primit un răspuns cel puțin pozitiv în ceea ce privește modul în care ați prezentat acest plan, apoi lucrurile s-au schimbat și mai e ceva și iarăși ar fi interesant pentru că, insist, nu avem încă o motivație a Comisiei Europene în legătură cu acest refuz, dar în fața, să spunem, modului în care se compune PIB-ul la noi în țară, de exemplu, agricultura poate fi mult mai importantă decât metroul de la Cluj, că toți sunteți și din zona. Da. Acum trebuie să știți și dumneavoastră și cei care ne privesc că dialogul cu Comisia a fost prin Ministerul Fondurilor Europene. Noi participam doar la acele întâlniri tehnice când explicam celor din partea Comisiei care veneau cu analiza tehnică care sunt modalitățile în care noi vedem reabilitarea acestui sistem de irigații vechi și care noi doream sigur să-l modernizăm cu materiale prietenoase, cu un sistem de monitorizare și, repet, să utilizăm energie verde punând panouri fotovoltaice pe toată suprafața canalelor pe care noi le avem la dispoziție, 9600 de kilometri de canal, o suprafață imensă care nu este utilizată
altfel, este expusă la soare și care putea să genereze energie verde suficient de multă, astfel încât noi să împingem apa, chiar și în județele unde este nevoie să împingem apa în 7 trepte și apa este foarte scumpă. Asta era ideea de verde și de a utiliza o energie... Deci atunci ne spuneți altceva. Domnul ministru, ne spuneți faptul că din Ministerul Fondurilor Europene la Investiții Europene negocierea n-a fost corect, n-a fost bine purtată, astfel încât dumneavoastră să primiți acești bani? Nu știu, eu doar vă spun că anul trecut, în decembrie, prin Ministerul Fondurilor Europene am primit și am și publicat acel grafic în care programul PNRR al României, draftul trimis, conținea 64,8% componentă verde, iar acum motivația Comisiei, cel puțin așa ne spun colegii din Ministerul Fondurilor Europene, a fost că irigațiile nu sunt verzi, au rămas doar componenta de secare drenaj. Dar eu am spus altceva. Strategia trebuie să meargă în continuare. Banii aceștia, 29 de miliarde, care vin cu siguranță pentru celelalte ministere și care sunt la fel de importante și care alimentează la fel de mari priorități, pe principiul vaselor comunicante, vor disloca alți bani pe care aceste ministere urma să le aibă în următorii ani în investiții, care vor veni spre Ministerul Agriculturii. Domnule ministru, senzația mai este că vă feriți să spuneți lucrurile pe nume și să vă spuneți dacă într-adevăr din Ministerul Fondurilor Europene negocierile n-au fost bine purtate, ba din contră s-a renunțat la un proiect important, inclusiv pentru PIB, am dat exemplu de mai devreme, unul costisitor, pentru a finanța altceva, poate. Dar aici dumneavoastră trebuie să ne spuneți dacă, mă rog, e ceea ce credeți într-adevăr. Nu știu, eu vă spun doar ce am constatat. Eu nu doresc să atac pe nimeni. Eu vreau să spun că cei din Ministerul Agriculturii și-au făcut treaba, am fundamentat foarte bine programul, am lucrat un an de zile la acest program de irigații și anul trecut când l-am trimis era foarte verde. Comisia, mie personal, nu mi-a trimis niciun material în care să spună că programul privind irigațiile nu era suficient de verde. Aici se discută că nu erau mature programele și proiectele nu erau mature. Nu aveam proiecte gata pregătite în mânecă, dar aveam timp suficient să implementăm aceste proiecte, pentru că noi doar reabilitam infrastructura veche care o aveam, nu făceam alte canale în plus. Deci puteam foarte ușor să ne încadrăm, în opinia mea. Știți, aici mai este o altă problemă, domnule ministru, și anume faptul că noi, înainte ca acest program să meargă la Bruxelles, nici măcar nu l-am văzut și poate că ar fi fost bun acest exercițiu de transparență, să ne dăm și noi seama ce anume s-a trimis acolo și, doi, insist, nu avem deocamdată niciun fel de motivare sau motivație din partea Comisiei Europene pentru care ar fi respins acest program. Și eu aștept această motivație. Mulțumesc tare mult, domnule ministru, pentru intervenție și pentru acest